Haideți să vedem o altă aplicație. Problema numărul 2. Se consideră unghiul AOB, AOB cu măsura de 70 de grade. De asemenea, știm că OC este perpendicular pe OA, ceea ce implică automat că măsura unghiului AOC este de 90 de grade. De asemenea, că OD perpendicular pe OB, ce implică atunci că măsura unghiului DOB este de 90 de grade. Avem că OE este bisectoarea